Bun găsit la știri, momente de panică în această după-amiază în Iași, un incendiu de proporție a izbucnit chiar lângă spitalul de recuperare. 30 de persoane au fost evacuate, iar mai multe echipaje de pompieri se luptă cu flăcările. Flăcările au izbucnit la sala de sport Oxigen de pe strada Pantelimon Halipa din Iași. Clădirea se află chiar în apropierea spitalului de recuperare din municipiu. Imediat după ce a fost dată alerta, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri. Aceștia au intervenit cu mai multe autospeciale de intervenție și stingere cu apă și spumă, dar și autoplatforme pentru salvarea de la înălțime. În momentul izbucnirii incendiului, 30 de persoane se aflau în clădire. Aceștia s-au autoevacuat pe scări înainte de sosirea pompierilor. Echipajele de urgență au reușit să stingă incendiul de la baza clădirii, iar pe acoperiș flăcările au continuat să se extindă. Nori mari de fum au putut fi văzuți de la depărtare și s-au înălțat spre cer. Din primele informații, se pare că incendiul a izbucnit la parter în urma unui scurt circuit. Cei care erau în interiorul sălii de sport au relatat că s-a stins brusc lumina, după care au văzut foc. Și suntem acum în legătură telefonică directă cu majorul Ionel Roșu de la ISU Iași. Bună ziua! Bună ziua! Ce se întâmplă acum acolo? A fost stins incendiul? Incendiul este localizat și lichidat. La Gopii TV au fost deplasate 7 autospeciale de stins incendiu cu apă și spumă, 2 autospeciale de lucru la înălțime, 5 echipaje medicale și 5 alte autospeciale de suport. Bun, mai este în acest moment vreun pericol, domnule Maior? Momentan incendiul este lichidat, se caută posibile focare ascunse și următoarele efecte negative produsele acestea. Aveți informații de unde a pornit, de unde au pornit flăcările? Având în vedere faptul că intervenția este încă în desfășurare sau cauza probabil că incendiul este pus de stabilire. Da, după ce finalizăm toate operațiunile specifice, să determinăm cauza. Mulțumesc. Mergem mai departe.